la depunerea dosarelor de candidatură pentru Consiliul Județean din partea Alianței USR Plus. Schimbăm Sălajul, stradă cu stradă. Vrem ca acest slogan să nu rămână doar pe hârtie, să fie unul formal, ci să-l punem în practică. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la faptul că ar trebui să-l înțelegem așa cum a fost el gândit. Atât USR cât și Plus vin din stradă, din societatea civilă. Au fost în stradă, suntem în stradă și vom fi în stradă alături de cetățeni. Cu riscul de a mă repeta, aș vrea să punem accentul pe comunitățile noastre locale. Când spun comunități locale, comunitățile în care noi trăim, în care ne ducem viața de zi cu zi. Cred că toți am vrea ca ele să fie cât de prospere, cât de bine închegate, traiul să fie un trai normal, decent pentru toți, pentru toți cetățenii. Pentru acest lucru, Alianța USR Plus a depus azi listă completă pentru Consiliul Județean. Pe această listă o să regăsiți doar oameni tineri, oameni integri, cinstiți, care se vor pune în slujba noastră, a dumneavoastră, a cetățenilor, în următorii 4 ani. Alianța USR Plus îl propune pe domnul Florin Iordache ca primar a municipiului Zalău și îl vă susține pe colegul nostru din Iancu Sălăjanu la președinția Consiliului Județean. Este o listă formată din candidați integri, tineri, competenți, veniți din toate mediile economice. Am încredere că vor face o treabă foarte bună în Consiliul Județean, vor forma o echipă omogenă, dar omogenă nu în sensul de mașinărie de vot, așa cum suntem obișnuiți de la PSD, ci o echipă care să vină cu proiecte și cu idei frumoase pentru județul nostru frumos. Am repetat tot timpul că este unul din cele mai frumoase județe din țară, plin de tradiție și istorie. Sunt sigur că putem să-l punem pe calea dezvoltării, să facem din el și un județ modern. Astăzi am depus, cei de la USR Plus au depus listele cu candidați pentru Consiliul Județean, fiecare având în ei, în interiorul lor, dorința de a mișca lucrurile înspre bine. N-am să mă lungesc foarte mult, vă spun doar că le mulțumesc pentru susținerea lor în ceea ce privește candidatura mea la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, și ascultându-i, îmi dau seama că suntem pe drumul bun. Că ne dorim cu toții același lucru, să modernizăm Zalăul, să modernizăm Sălajul în așa fel încât să putem să trăim frumos la noi acasă, să avem o paletă largă în ceea ce privește locurile de muncă, alegerea unui loc de muncă în Zalău, un învățământ modern care să ne pregătească viitoarele generații, iar noi să fim mulțumiți că ne putem compara la nivelul nostru cu alte entități învecinate nouă, care au cunoscut deja drumul spre modernizare și speranța că se poate și la ei. Asta îmi doresc pentru Sălaj, asta îmi doresc pentru Zalău, să fim mândri că suntem zălăuani, să fim mândri că suntem sălăjeni și întotdeauna să credem că există loc de mai bine, că avem de învățat de la oamenii care vin cu succes din domeniile pe care le reprezintă fiecare în mediul privat și să nu închidem ușa celor care ne pot da din expertiza lor. Le urez succes prietenilor de la USR Plus și sunt convins că împreună vom avea un viitor frumos.